Locul de muncă este pentru mulți dintre noi o a doua casă. Aici ne petrecem cea mai mare parte a zilei, alături de colegi și managerul firmei. Acesta poate fi un mediu plăcut, liniștit sau poate fi unul destul de stresant, lucru care ne poate afecta în diverse moduri. Stresul la locul de muncă este un factor extrem de răspândit și o cauză a numeroase boli. Dar ce este de fapt stresul la locul de muncă și cum se manifestă? Stresul legat de locul de muncă apare atunci când angajații se confruntă cu solicitări și presiuni care nu se potrivesc cunoștințelor și abilităților personale. Un exemplu bun este acela în care managerul solicită unui angajat o sarcină pe care acesta nu poate sau nu are cunoștințele necesare pentru a o îndeplini, moment în care angajatul începe să se simtă sub presiune. Stresul la locul de muncă este dezbătut de o lungă perioadă, însă acesta nu poate fi prevenit sau ameliorat complet. Stresul este de mai multe tipuri și fiecare are diferite manifestări și efecte asupra corpului uman. Așadar, există 4 tipuri de stres: fizic, emoțional, traumatic și cronic. Stresul fizic, așa după cum îi spune și numele, reprezintă epuizarea organismului. Acest tip de stres se manifestă prin tulburări de somn, incapacitate de concentrare care duce automat la un randament scăzut la locul de muncă. Stresul emoțional este declanșat de un moment dificil din viața persoanei, cum ar fi un deces sau un divorț. Stresul emoțional are efecte precum anxietate, iritabilitate și influențează în mod negativ performanțele salariatului la locul de muncă. Stresul traumatic este cauzat de o anumită traumă pe care persoana a trăit-o la un moment dat în viață. Ca și în cazul stresului emoțional, efectele se răsfrâng asupra capacității salariatului de a-și îndeplini atribuțiile, dar și asupra vieții personale. Stresul cronic, spre deosebire de celelalte tipuri, se acumulează pe o perioadă lungă și se manifestă zilnic. Stresul acut apare pe o perioadă scurtă, dar factorii au o intensitate la fel de mare. Există numeroși factori care pot cauza stres în viața unei persoane. Cauzele stresului la locul de muncă pot fi lipsa de timp, interacțiunea interumană sau o anumită situație presantă. Când vorbim de stresul cauzat de timp, aici este vorba de îndeplinirea unei sarcini până la un termen fixat de dinainte. Fie că volumul de muncă este prea mare, fie că salariatul nu stăpânește suficient de bine domeniul, toate acestea pot duce la întârzieri în îndeplinirea unei sarcini sau atribuții de serviciu. Stresul cauzat de situații apare pe neașteptate și se manifestă în urma unei situații conflictuale la muncă sau a unei erori, tocmai din cauza faptului că nu putem fi stăpâni pe situație. Stresul la locul de muncă poate avea consecințe negative asupra unei persoane, afectându-i în primul rând sănătatea. O dietă echilibrată, un program de somn suficient și câteva minute de mișcare zilnice pot avea efecte benefice asupra stilului de viață și pot influența modul în care ne desfășurăm sarcinile și atribuțiile la serviciu. Stresul este de cele mai multe ori cauza nefericirii noastre și poate chiar și a celor din jurul nostru. De aceea este foarte important să conștientizăm aceste stări și să le comunicăm inclusiv celor apropiați.